Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Clash Royale. După cum puteți observa, s-a adăugat un nou eveniment, și anume Gold Rush, adică, practic, o să vânăm gold. Da, cam asta ar fi traducerea exactă. Practic, ce face acest eveniment este că, în fiecare meci, să zicem, la un turn distrus, tu o să primești o sumă de gold. Dacă o să dai 3 crown, o să primești toate turnurile adunate, toate sumele de gold care fac câte un turn, ceva de genul. O să vedeți voi, am jucat și eu și am câștigat 540 de bănuți. Am jucat un match înainte de episodul ăsta și am dat 3 crown. La shop de asemenea s-au adăugat 3 chestii diferite, special boost la 300 de gemuri, o să ne dea în plus 300 de gold pe fiecare match. De asemenea, pentru 300 de gemuri ne putem cumpăra și un crown chest boost și un faster unlock time pentru un cycle mai rapid. Ok. Acum, haideți să ne jucăm și noi un match, să pun silver chest-ul ăsta aici, să-i dăm drumul. Vreau să fac și crown chest-ul pentru că, hei, dacă o să-mi pice o legendară, o să fie norocul meu. Ok, hai să-i dăm drumul. Deci, avem aici un tip foarte frumos din, nu știu ce e asta, coreană, japoneză, chineză, nu știu exact. Bun, o să începem cu Mega Knight-ul din spate, după care o să pun și acest knight în față și după aia minerul. Ok. Avem o schimbare de plană. O să punem ăștia și ăsta. Ok. Destule proastă situația din momentul de față. Destule foarte proastă. Te rog, măcar dă un hit. Perfect. Perfect. Încă unul. Perfect. Deci am ieșit într-un avantaj de HP pe turnuri. Nu cred că neapărat într-un avantaj de elixir, dar hei, cui pasă? O să au și zep-ul ăsta, pentru că, hei, dacă am zep și n-am ce face cu el, de ce să nu-l irosesc, nu-i așa? Bun. Oh, deci scheletul armii ăla a dat ceva pe turn, asta este foarte, foarte bine. O să pun Mega Knight-ul pe acest switch și sper să se ducă și pe... Oh, perfect, la fix, deci la fix. Da, după aia Mega Knight-ul... Nu, nu o să sară, mă mir că n-a sărit Mega Knight-ul. O să pun niște minioni în spate la Mega Knight, pentru că el nu poate să atace și trupele din aer, din păcate. Ok, s-a dus pe turn, l-a dat jos, hai să vedem dacă dă turnul jos, să vă arăt și vouă cum e animația. Da, vedeți? Deci a dat turnul jos și practic s-au aruncat niște bănuți pe jos și noi am primit 90 de bani extra după ce se termina meciul. După cum puteți observa, am făcut și o schimbare de facecam, o să schimb și overlay-ul, deci din episodul următor o să avem un overlay nou, ceea ce este foarte bine, desigur că tot eu o să mi-l fac pentru că, hei, de ce să am eu designer, adică când pot să mi le fac eu în Photoshop, nu-i așa, cu skill-urile mele foarte, foarte proaste. Ok, o să pun acest Skeleton Army, you know what I mean, ok, o să pun acest Knight, o să pun acest Zap. O să pun acești minioni, o să pun acest miner, o să pun acest log pentru scheleții de la Unwitch. Și toată chestia asta e foarte frumoasă. Avem un push pe drum, un push destul de masiv din partea tipului japon-core-chinez. Ok? Treaba acolo a ieșit destul de nașpa, mai ales că noi mai avem 528 de HP la turn, ceea ce nu este chiar cea mai bună chestie din istorie. Ok. Fuck! Nu pot să cred. Ok. Nu o să-i dăm 3 crown-uri, dar cred că o să câștigăm. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur dacă o să câștigăm. Punem repede Mega Knight-ul și cred că ne-a luat turnul. Cred. Te rog! Bun. Cred că am câștigat? Am câștigat, fraților, după cum vedeți, avem text galben, avem confeti galben, vedeți? Și, după cum puteți observa, am primit 90 de bănuți bonus, am terminat și play common quest-ul, acum o să colectez medaliile. Bun, mi-a dat Battle Ram și mi-a dat de asemenea și 20 de medalii, avem 400 din 500 de medalii, deci încă 100 de medalii și deschidem super magical chest-ul, foarte tare. Bun, hai să continuăm aventura noastră după Gold, ați văzut scrie și acolo Gold Rush, după ce scrie Arena. Bun, haideți să-i dăm drumul, deci o să încep cu un push cu Elite Barbarians și cam atât pentru că altceva nu mai am, o să dau acest prilog. Na, destul de nașpa, pentru că nu mai joc cu absolut... Ok, are scheletul armiu foarte mic, asta observ.
Da. Ce pot spune altceva despre această minunată... A, deci tipul e tryhard. Am înțeles. Deci cu tipul ăsta o să ne duelăm noi tot meciul. Bă, noi suntem într-un avantaj de HP pe taure, deci asta este foarte, foarte bine. Hai să vedem. Am primit un mesaj. Ok, da. Bun. Am un push în gând, am Mega Knight, Elite Barbarian și Miner, o combinație destul de bună. Acum rămâne de văzut și dacă o să ne iasă, pentru că sunt șanse să nu ne iasă, dar hai să nu mai fim negativiști. Da. Nici o problemă, nici un fel de problemă. La fix. Te rog, te rog, dă-i turnul. A, perfect, i-a dat turnul, a omorât și Sparky-ul, totul e perfect, viața e frumoasă și toate alea. Puu, ce loc bun! Ok, Inferno-ul ăla nu o să facă absolut nimic, chiar acel miner o să moară cât de curând. Suntem într-un avantaj foarte mare, observ. Hai să vedem dacă o să reușim să-i dăm măcar două taure sau chiar trei crown-uri ca să ne facem și noi crown chest-ul la o dată, pentru că nu ar strica un crown chest. Stați așa să-mi dau telefonul pe silențios. Știți? Silențios. Ok. Bun. Boom! Mega Knight. Ok. Hai să se termine chestia aia, bătălia aia. Hai să dăm un push la 3. Hai să dăm un push la 3 crown-uri. N-aș strica un push. Merită să încerci, frate. Deci merită din tot. Cred că s-a predat. Ok, s-a predat tipul ăsta, am făcut crown chest-ul, am câștigat foarte mult gold, haideți să vă arăt. Vedeți? 270 de pe King Tower, 180 de pe celălalt turn. Foarte tare. Și haideți să vedem cât bonus gold am primit. Deci am primit 560 de gold din acest match când am dat 3 crown win în Arena 10. Deci foarte, foarte bine. Haideți să deschidem crown chest-ul. Poate ne pică o legendară, poate nu ne pică o legendară, dar rămâne de văzut. Hai să vedem. Ok, 571 de gol, foarte bine. 2 gemuri, 15 tesle, 23 de arcașe, 30 de ice spirit și 8 3 muschetiers. Bun. Acum, ce mai rămâne de făcut? Este să mai jucăm un match, pentru că de ce nu? Ok. Hai să-i dăm drum. O să încep cu mega înaltul, mega, mamă, sare level 11. Oare pot să apăs pe asta să... A, nu, stai că am cartea selectată. Acum realizez. Ok. O să încep cu Mega Knight-ul din spate. Pot să apăs pe asta să deschid? Ar fi culmea. Ok. Oh my god, Valkyrie de 9. Ok, nu mă mir chiar așa de mult. Dar, hei, totuși, este o Valkyrie de 9. Adică, uite-te și tu cum îmi face Mega Knight-ul. Îmi face harcea parcea. Bun, hai, măcar... Sari! Mamă, vă, dar sare pe schelet, frate. Nu sare. Uite, uite, de uiciul ăla aproape nici nu s-a atins. Incredibil. Mamă, dar așa de cald de aici. Deci s-au pornit caloriferele și eu mor aici de cald. Ajutor. Nu băga și aer rece. În fine. Bun. Are și el Mega Knight de 2, ce-i drept. Aș vrea și eu Mega Knight de 2. Da, și-s vorba aia, e bine să vrei. Te rog, de fapt, o să sară pe turn, dar sper să nu dea mai mult de un hit. Da, a dat două hituri. Fuck my life. Hai, te rog, te rog. Ok, nu mai contează. O, la fix, what the fuck. Ok, hai. A, o să pune Valkyrie, știi ceva, nici măcar nu mai am niciun fel de speranță. O! Ha, what the fuck? Cred că nu mai avea, da, nu mai avea elixir, dar, în fine. Bun. A dat zep-ul ca să își dea retarget. Foarte interesant. Bun, o să pun acest knight aici. Să vină Valkyrie după acest knight. Foarte frumos. A venit și acela Ice Spirit. O să omoare knight-ul acea Valkyrie. Iar eu o să încep un nou push. Un brand new push, cum s-ar spune. O să dau acest zep. Bun, o să se ducă pe Witch. Da, n-a ieșit destul de bine, nu a ieșit chiar cum plănuiam, o să dau acest loc absolut degeaba. Bun, sunt pregătit să-mi pună bandita, așa că o să pregătesc și o Mega Knight-ul. Ok, deci am început ușor din spate, o să începem și noi atunci ușor din spate, pentru că haideți să facem și noi ce face el, nu așa? Ce se poate întâmpla? Ok, a pus Valkyrie-ul. Ok, știu că l-a dat splash, fuck, n-am pus bine minero.
Stau logo. O să dau logo. Na. Cred că e GG, fraților. Da, știi ceva? E GG. E fucking GG. E GG, fraților. Puteți să spamați în comentarii cu RIP, pentru că e RIP. Ah, de fapt, stai, nu e RIP. What the fuck? Ha. Ok, deci chiar nu e RIP. Te rog! Ok, bun. Mega Knight-ul ăla o să-mi facă 1001 de probleme. Te rog, ok. Hai, hai, du-te minerule, du-te minerule. Du-te și minează, ceva, niște sormale, ceva. Please, please miner. Hai, dă-i, încă o bucată, încă una. Pe bune că am pierdut cu 28. Dude, hai. Fucking shit. Băi, frate, deci am un ghinion extraordinar de mare. Dar ca mă duc acest episod, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să ne strângem o familie cât mai mare de 45.000 de abonați. Ăsta e targetul meu pentru această lună. Vreau până la sfârșitul lunii să facem 45.000 de abonați. Deci până la sfârșitul lui noiembrie să facem 45.000 de abonați. Hai că e ceva foarte easy până la urmă. Dar dacă o să facem 50.000 de abonați până la sfârșitul lui noiembrie, ei bine, am o surpriză pentru voi, dar da.